ascultăm acum și pe Alina. Acest cod fiscal este un cod fiscal rezultat al unor consultări care s-au făcut la inițiativa Partidului Național Liberal și care au dat roade. Eu le-am numit niște consultări fără echivalent în ultimii 25 de ani. M-aș bucura să văd că lucrurile vor continua în aceeași direcție. Am și un moment de, sau un motiv de tristețe, aș putea să-i spun. Faptul că primul ministru, după ce s-a fălit atâta cu codul fiscal pe care partidele s-au aplecat cu atenție, nici măcar n-a votat. Dar mă rog, nu e o surpriză, am mai avut un moment de genul acestuia în Parlament, momentul la care s-a votat dublarea alocațiilor pentru copii, cu care iarăși s-a lăudat primul ministru, pentru care n-a votat, mărire, repet, pentru care n-a votat. În fine, nu e nicio problemă până la urmă că primul ministru nu crede în acest cod fiscal. Noi, ca partid de opoziție, credem, l-am votat, l-am susținut. Este un... se ține un echilibru între responsabilitatea politică și relaxarea fiscală și am convingerea că pe măsură ce vom vedea cifrele din economie, vom putea să adoptăm măsuri de relaxare fiscală în continuare. De asemenea, vreau să vă spun că la primul birou politic al Partidului Național Liberal voi propune să desemnăm deja reprezentanții în echipele tehnice de consultări pe celelalte două teme. Vorbesc de salarizarea în domeniul bugetar, salarizarea unitară în domeniul bugetar și de absorpția de fonduri, pentru că va trebui la un moment dat să agreem niște pași concreți, astfel încât să nu ne prindă iarăși pe picior greșit, deja ne-a prins acest nou exercițiu bugetar. S-a discutat și am discutat cu președintele PSD Liviu Dragnea despre nevoia de reforma instituției parlamentare. Este singura instituție anchilozată, nereformată de 25 de ani. Să nu vă mai spun, părerea noastră este una jalnică despre Parlament, a electoratului la fel. Este supradimensionat, este ineficient. Sunt multe lucruri care trebuie reparate, reconstruite, reconsolidate pentru a avea Parlamentul o imagine așa cum trebuie. Vă mulțumesc. Care este cea mai mare problemă a Parlamentului din punctul nostru de vedere? În acest moment ineficiența. În acest moment ineficiența pentru că dacă vă uitați pe cifrele, pe numărul legilor pe care reușim să le adoptăm, este incredibil de mic și mai avem și o problemă de coerență legislativă. Știți foarte bine că sunt 10.000 de acte normative, foarte multe legi care, din păcate, nu sunt gândite unitar, corelat între ele și așa mai departe. Și sunt multe alte lucruri. Eu sper ca săptămâna viitoare să fiu în măsură să fac publice propunerile Partidului Național Liberal. S-a lucrat la acest proiect toată vara. Este un proiect destul de amplu și o să-l aducem pe masa acelei comisii pe care dorim să o constituim împreună cu toate partidele parlamentare, pentru că aceasta este o temă vitală pentru România, nu pentru opoziție sau pentru putere. Mulțumesc!